Știi cine m-a impresionat fantastic de mult? Donose. Deci, incredibil ce mobilitate putea să aibă. Nu, nu pierdea mingea absolut deloc. O eleganță în, în controlul balonului. Deci, ceva așa de. dacă ar, în ziua de astăzi. Dacă ar fi un fotbalist care să gestioneze și situațiile și mingea și fazele și ca el, deci incredibil, nu spun chiar am pe ceilalți îi cunoșteau, poate ieșeau mai mult în evidență pentru că erau și jucători de atac sau unii în apărare, cum era Ștefănescu cu eleganța lui Negrilă, cu viteza, cu forța pe care o avea Ungureanu iar la fel. Dar, îți spun, parcă dintre toți, parcă Donose a fost puțin nedreptățit. Pe mine, credem o mai impresionat, văzându-l cum controlează mintea.